Unul dintre cele mai greșite lucruri care mi se pare că se întâmplă în felul în care noi ne trăim viața sau în felul în care noi luăm anumite decizii este faptul că punem prea multă putere pe frica care ne controlează atunci când nu credem că putem să facem ceva sau că atunci când nu credem că putem să ajungem într-un anumit punct și subestimăm prea puțin puterea pe care noi o avem ca să facem acel lucru să se îndeplinească. Unul dintre cele mai greșite lucruri care se pot întâmpla atunci când ești într-o relație care nu-ți place sau când ești lângă un om care nu te face să te simți bine este să rămâi lângă el pentru că crezi că nu o să găsești pe cineva mai bun sau crezi că nu meriți pe cineva mai bun. Așa că de frica că nu o să găsești acele lucruri, rămâi lângă omul care nu te face să te simți bine. Unul dintre cele mai greșite lucruri pe care le poți face într-un moment al vieții tale în care simți că lucrurile nu merg așa cum tu ai vrea să meargă este să începi să nu mai faci nimic de frica că atunci când începi să faci ceva doar o să răutățești lucrurile. Și mereu am privit chestia asta ca acel moment în care îți este prea frică să pui spirit peste rana pe care o ai pentru că ți-e frică de durerea pe care o să o simți după ce o să faci asta, fără să te gândești că după durerea respectivă, rana o să se vindece. De cele mai multe ori, ca să putem să ajungem, să ne aflăm într-un punct mai bun al vieții noastre, este să trecem de frica asta și frica asta poate că nu o să ne ducă într-un loc bun. Poate că o să ne ducă la plâns, poate că o să ne ducă la țipete, poate că o să ne ducă la nervi, la frustrare. Dar după asta, după ce ajungem în punctul în care nu o să ne simțim bine, va ne veni momentul în care îți dai seama că tu deții puterea pentru a schimba lucrurile. În momentul în care renunți la persoana care nu te face să te simți bine, o să te simți singur într-adevăr, pentru că o să duci dorul acelei persoane, dar în același timp o să vezi că lângă tine s-a eliberat un loc pentru cineva care poate să fie mai bun și că tu poți să-ți trăiești viața așa cum îți dorești și singur. Un lucru pe care nu îl știți despre mine este că am început această activitate de care sunt extrem de mândru dintr-un punct în care mi-era extrem de frică că voi rămâne singur. Eram într-o relație la care mi-era frică să renunț pentru că mi-era frică că nu o să mai găsesc o persoană ca aceea și mi-era frică că o să rămân singur și că nimeni nu o să mă iubească sau că nu o să vrea să fie cu mine. Așa că mult timp am decis că o să rămân acolo și că o să încerc să fac lucrurile să meargă bine, dar de foarte multe ori lucrurile nu pot să fie mai bine. Singurul mod în care lucrurile pot să devină mai bune este când le schimbi cu totul. Nu poți să încerci să tragi de ceva ce nu vrea să meargă înainte. Trebuie să-ți dai tu drumul și după aia să mergi singur înainte. Nu poți să cari pe cineva după tine dacă acel cineva nu vrea să meargă înainte. Trebuie să-i spui aici, ne despărțim și fiecare merge cu încredere mai departe. Nu poți să ajungi într-un punct mai bun dacă nu ești pregătit să renunți la punctul în care nu te simți bine. Nu poți să stai cu un picior pe barcă și cu un picior pe cealaltă barcă sperând că una dintre bărci o să ajungă în direcția care trebuie. Pentru că cele din urmă o să se despartă iar tu o să cazi în apă. Singurul moment în care tu poți să ajungi să fii mai bine este momentul în care decizi că tu meriți mai mult și că începi să faci ceva în privința asta. Pentru că una dintre cele mai mari frustrări pe care le-am adunat în urma materialelor pe care le-am făcut este că am tot spus că meriți mai mult și că merităm mai mult și așa este, dar foarte mulți oameni nu acceptă și nu fac ceva în privința asta. Pentru că spun că este greu, spun că le este frică, spun că este posibil să ajungă și mai rău. Și sunt perfect de acord că ți este frică, că este greu. Dar niciodată să nu rămâi în locul în care te simți nedorit, nerespectat, doar pentru că ți este frică că o să ajungi într-un loc mai rău. Ca atunci când pleci în vacanță, nu poți să zici că nu vrei să pleci în vacanță pentru că nu crezi că o să ajungi la destinația respectivă. Ține doar de tine să pleci de acasă și să cauți drumul spre destinația respectivă. Destinația există. Ține doar de tine să faci ceva în privința asta, ține doar de tine să-ți dai seama cum ajungi acolo. Dar nu o să-ți dai seama de asta dacă nu faci un pas înainte, pentru că în momentul în care faci un pas înainte, îți dai seama sau nu dacă ești pe drumul corect. Dar măcar îți dai seama, câți timp stai pe loc, nu faci nimic.
dacă vrem să avem rezultate mai bune în viața noastră, fie că e vorba de oamenii din jurul nostru, fie că e vorba de lucrurile care ni se întâmplă, obiceiurile pe care le avem, evenimentele care ni se întâmplă, trebuie să învățăm să facem ceva în privința asta. Citatele motivaționale nu o să facă nimic, videoclipurile pe care eu le postez nu o să facă nimic, cărțile pe care le citim nu o să facă nimic până noi nu facem ceva în privința asta, până fiecare dintre noi acceptă că este responsabilitatea lui și doar a lui să facă ceva pentru fericirea lui. Nimeni nu este dator să-ți ofere ție nimic, indiferent de cât de mulți oameni sunt vinovați pentru situația în care te afli. Pentru că este foarte posibil ca alții să fie vinovați pentru problemele care ți se întâmplă. Dacă tu o să te întorci la ei și o să arăți cu degetul spre ei și o să spui este vina ta, nimic nu o să se întâmple. Singurul om către care poți să arăți un deget ești tu și să spui este responsabilitatea ta să faci ceva în privința asta. Chiar dacă nu este vina ta pentru locul sau oamenii care sunt în jurul tău. Dacă ești înconjurat de oameni care nu-ți plac, schimbă-i, pleacă de acolo. Du-te, caută niște locuri mai bune. Dacă nu găsești oameni mai buni, găsește niște cărți bune. Învață să le citești, să-ți dezvolți mintea. Dacă ești într-o relație care nu-ți place, învață să privești greșelile care se tot repetă în relația ta și fă ceva în privința lor. Caută o soluție împreună cu omul ăla și dacă omul ăla nu vrea să caute o soluție împreună cu tine, înseamnă că nu este acum omul potrivit pentru tine. Și înainte să schimbi o relație, învață să te schimbi pe tine. Pentru că indiferent de cât de multe relații ai schimbat, dacă problema e la tine, nimic nu o să se schimbe. Dacă cauți relații doar pentru că vrei să cauți iubire, cauți lucruri greșit. Că e ca și cum te-ai duce la ziua cuiva și te-ai aștepta ca tu să primești un cadou. În momentul în care intri într-o relație, trebuie să intri pentru că vrei să oferi, nu ca să primești. Pentru că asta e de obicei problema care se întâmplă în momentele în care nu ne mai simțim bine într-o relație. Pentru că nu mai primim. Pentru că noi am mers acolo ca să primim, nu ca să oferim. Trebuie să facem ceva în privința noastră, în privința vieții noastre, în privința fericirii noastre, în privința lucrurilor care ne fac pe noi să ne simțim bine. Pentru că am așteptat prea mult să încercăm să luăm de la alții ceea ce avem noi nevoie. Dacă vrei să fii fericit, poți să fii, oricând. Trebuie doar să ai curajul să-ți asumi asta și să accepți că e responsabilitatea ta să faci ceva în privința asta. Eu încerc să fac videoclipurile astea și încerc să explic asta cât de bine pot. Dar eu nu o să pot să fac mai mult decât atât. Eu am învățat să-mi asum responsabilitatea pentru lucrurile care se întâmplă. Eu am învățat să plec de lângă oamenii care nu mă făceau să mă simt bine. Indiferent de cât de mult a durut pe moment, durerea care a urmat după decizia respectivă a fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla vreodată. Pentru că durerea aia m-a învățat atât de multe lucruri despre respectul de sine și despre ceea ce pot eu să fac, încât mă simt binecuvântat că mi s-a întâmplat. Cele mai rele lucruri pot fi cele mai bune lucruri care ți s-au întâmplat vreodată. Trebuie doar să înveți să faci ceva în privința lor. Pentru că nu o să-ți dai niciodată seama cât de multă putere se ascunde în tine până nu o să fii nevoit să-ți folosești puterea aia. Dar nu o să o folosești niciodată dacă tu rămâi pe loc. Nu o să poți, nu o să ai ocazia. Știu că ți-e frică. Dar faptul că ți-e frică nu trebuie să fie niciodată o scuză ca să nu începi să faci lucrurile care te fac fericit. Nu trebuie să fie niciodată o scuză ca să nu începi să faci pași spre direcția spre care vrei să mergi. Știu că ți-e frică. Dar oamenii curajoși nu sunt oamenii fără frică, ci sunt oamenii care n-au lăsat frica să stea în calea lor.